Zeci de suceveni și-au făcut deja cea de-a treia doză de vaccin anticovid. Mulți au luat această decizie pentru că fac parte din categoriile vulnerabile, între ei Silvia Holețec, farmacist în municipiul Suceava. Sunteți din Suceava? Da. Faceți a treia doză? Da. De ce, doamnă? Din mai multe motive. Unul din motive este că sunt farmacist și lucrez cu... intru în contact cu foarte mulți bolnavi. Avem peste 65 de ani și eu și soțul meu. Mă tem să nu aduc boala cumva acasă și să-l îmbolnăvesc pe el și cam astea sunt motive serioase. Serul este recomandat în principal personalului medical, vârstnicilor și celor care lucrează în domenii esențiale. Totuși, se pot imuniza și alte categorii de persoane. Doza se poate administra după 6 luni de la prima schemă de imunizare. Vaccinarea se face cu serul pe bază de ARN mesager, adică Pfizer sau Moderna. Printre cei care s-au imunizat cu a treia doză este și medicul sucevean Elena Șerban, coordonatoarea centrului de vaccinare de la Iulius Mall. De ce v-ați administrat a treia doză de vaccin anticovid? Pentru că prefer să-mi duc viața liniștită și să-mi tratez pacienții în liniște și de COVID și de toate celelalte boli pe care le au și pentru care se adresează cabinetului de medicină de familie. Au mai venit persoane până acum care au cerut administrarea celei de-a treia doze? Da, avem în jur de 20 de persoane deja vaccinate. Marea majoritate din categoria peste 65 de ani. Pe de altă parte, și ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, s-a vaccinat marți dimineață cu a treia doză de vaccin anticovid, în prima zi în care România începe imunizarea cu doza booster. Trebuie să-și facă programare? Ar fi extraordinar dacă ar reuși să-și facă programare, pentru că am ști și noi cum să ne gestionăm stocul de vaccin și mai ales să nu facem aglomerație la centru de vaccinare. Din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, doar aici, în centrul de la Iulius Mall, se poate face cea de-a treia doză de vaccin sau în toate centrele de vaccinare din județul Suceava? În toate centrele de vaccinare din județul Suceava. În ultimele 2 săptămâni a crescut numărul persoanelor care vor să se vaccineze anticovid, inclusiv cel al copiilor. Au crescut foarte mult numărul copiilor care vor să se vaccineze. Ce este foarte interesant este că ei cer părinților să-i aducă la vaccinare. Frica este foarte mare, în primul rând, de boală și de ce se întâmplă în jurul lor. Văd cum adulți și tineri mor în ATI și atunci își doresc foarte tare să se vaccineze, în primul rând, ca să meargă la școală, să-și continue școala și, în al doilea rând, să socializeze cu prietenii lor. De la 1 octombrie se vor deschide alte 2 centre de vaccinare în municipiul Suceava. Este vorba despre centrul de la Colegiul Național Ștefan cel Mare și cel de la Universitate.